Trei artiști stradali români și un artist islandez vor schimba aspectul comunei Foeni, localitatea care găzduiește Conacul Foeni, o bijuterie arhitecturală reabilitată de Consiliul Județean Timiș. Cea de-a doua rezidență artistică organizată de Asociația Miltonia a început cu realizarea muralului Conacul Mocioni între trecut și viitor. Lucrarea și-a găsit locul pe peretele stației de autobuz din Foeni și aparține artistei Corina Nani. Prin transformarea unei simple stații de autobuz într-un loc plin de viață și culoare, artistul Corina Nani nu doar că aspectul vizual al comunei și împărtășește legăturile dintre membrii comunității. Lucrarea sa este o afirmare a puterii artei stradale de a conecta oamenii și de a îmbogăți experiența noastră comună în spațiul public, spune Alinica, președintele Consiliului Județean Timiș. Cea de-a doua rezidență artistică organizată de Asociația Miltonia va continua cu lucrările artiștilor Ulfur Logason la Primăria Foeni, Analisa Radu la Grădinița Foeni și Flavius Roa la Școala Gimnazială Foeni, cărora li se vor alătura doi peisagiști. Până la sfârșitul lunii aprilie, cu contribuția localnicilor, se vor realiza lucrări de amenajare peisagistică în localitate, punând în valoare spațiile verzi din zona imobilelor selectate anterior, în urma unei consultări publice cu comunitatea locală.